Bună ziua și bine v-am găsit la știrile Câmpineanul.ro. Sunt Cosmin Stoican, iată care sunt cele mai importante evenimente ce au avut loc în municipiul Câmpina și împrejurimi în săptămâna 27 noiembrie-3 decembrie. Știri, să știi! Sute de câmpineni au sărbătorit Ziua Națională la ceremonia solemnă de la Monumentul Eroilor Câmpineni din Războiul de Întregire. Ceremonia a început cu intonarea imnului național și un scurt serviciu religios oficiat de un sobor de preoți câmpineni, după care a urmat alocuțiunile oficialităților. Prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, a dat citire mesajului de Ziua Națională transmis tuturor românilor de către premierul Marcel Ciolacu. Reprezentanții forțelor de ordine, oficialitățile, partidele politice, reprezentanții ai Spitalului Municipal Câmpina și ai Spitalului de Psihiatrie Voila, cadre militare în rezervă și în retragere, elevi și profesori de la toate școlile și liceele din Câmpina, dar și mai multe asociații din oraș au depus coroane la Monumentul Soldatului. Ceremonia s-a încheiat cu o scurtă paradă militară. Păstrând tradiția de zeci de ani, Câmpina s-a umplut de culoare și lumini, iar colindele au răsunat pentru prima dată în Parcul Regele Mihai I în seara de Sfântul Andrei. Ca și în anii trecuți, Parcul Regele Mihai I și Parcul Milia au fost decorate cu diferite figurine și elemente tematice sărbătorii Crăciunului. S-au folosit în mare parte decorațiunile rămase din anii trecuți, dar iluminatul festiv este mai sărac și mai puțin extins. Este însă de bine că există totuși. Ediția din această săptămână a emisiunii 25 este una cu totul specială. Cele mai potrivite persoane care pot vorbi despre mândria de a fi român sunt cu siguranță sportivii, care, deși au cunoscut toate lipsurile și dificultățile din România, au ales să-și reprezinte țara cu demnitate în lumea întreagă. Această ediție a emisiunii 25 este dedicată sportivilor și antrenorilor din Câmpina, care au reprezentat România la diferite competiții internaționale în anul 2023. Andreea Lungu, Paula Rosenauer, Mihaela Marin, Carina Chițu, Daniel Hagianu și Liviu Dochia ne vorbesc despre mândria, onoarea, privilegiul, dar și despre emoțiile pe care le simți când poartă cu cinste tricolorul prin toată lumea, reușind performanțe cu care toți românii se pot mândri. 1 decembrie nu este doar o dată în calendar, este o amintire vie a momentului când România și-a câștigat independența și a devenit un stat suveran. Această zi marchează nu doar un eveniment istoric, ci și un angajament profund față de libertate, unitate și identitate națională. Ce știu câmpinenii despre Ziua Națională, aflați în ediția din această săptămână a emisiunii Civis Dixit. Tinerele handbaliste antrenate de Denisa Toma și Daniel Vasile au câștigat chiar de Ziua Națională a României Cupa 1 decembrie la handbal, organizată de Clubul Sportiv Câmpina la sala Colegiului Național Nicolae Grigorescu. Zeci de copii și părinți au sărbătorit Ziua Națională prin sport, participând la un recital handbalistic în care au putut urmări numai puțin de 10 ore de handbal de mare calitate pe parcursul a două zile. CS Câmpina a reușit să învingă în finala turneului pe CSS Transilvania Brașov, ambele echipe venind din postura de câștigătoare de grupă și neînvinse până în finală. Sezonul cu numărul 8 al Ligii Muscel, competiția seniorilor pasionați de fotbal, a ajuns la final. A fost un sezon de mare luptă, echilibrat, plin de surprize, în care bătălia pentru titlu s-a dus până în penultima etapă. Team Green este marea câștigătoare, după ce a reușit un retur perfect, reușind să recupereze deficitul de puncte față de liderul competiției, izbutind să devanseze în final pe Real și Energia Braza, echipele cu care s-a luptat pentru titlul de campioană. Verzii au câștigat titlul în ultima etapă, înainte de finalul competiției, atunci când i-au învins pe cei de la Energia cu 4-1, iar Portocala Mecanică s-a impus în derbiul cu tradiționala rivală Real cu scorul de 4-2. Astfel, niciuna dintre candidatele la titlu nu a mai putut trece peste Team Green în clasament. În Liga A, Prahova a luat startul și CS Câmpina, echipa văzută favorită la promovare. Din păcate pentru câmpineni, retragerea sprijinului financiar din partea Consiliului Local și accidentările au făcut ca echipa condusă de Claudiu Dumitrescu să aibă un tur de campionat nereușit. CS Câmpina a terminat turul de campionat pe locul 7 cu 28 de puncte. Superliga B1 Nord. În seria Nord le regăsim pe FC Mușelul Câmpina și Sportul Câmpina. FC Mușelul Câmpina este surpriza frumoasă a fotbalului câmpinean. O gașcă de prieteni ce a pornit la drum anul trecut și a reușit să depășească toate așteptările să termine turul pe locul 2. În această săptămână, minimele vor ajunge până la minus 5 grade Celsius, în timp ce maximele vor atinge 4-5 grade Celsius. Vom avea parte și de ninsori în mai multe zile, cu precădere luni și vineri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile săptămânii 27 noiembrie-3 decembrie. Sunt Cosmin Stoican și vă invit să fiți cu ochii pe noi pe toate canalele noastre de social media. Ne găsiți pe site, YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă dau întâlnire lunea viitoare la o nouă retrospectivă a știrilor săptămânale Câmpinanul.ro. Știri, să știi!